fost la un pas de a face ceva. Când a fost referendumul pentru familie, n-a lipsit foarte mult. Și cred că dacă mai aveam acea diferență, puteam chiar face ceva, de pildă în acel caz cu familie. Deci eu nu sunt atât de sceptic. Cred că se poate face ceva, cum spunea și părintele, și într-adevăr, de aceea am și spus, diagnosticul este primul pas, ca să înțelegem ce se întâmplă. Și pasul următor este tratamentul sau farmacul, medicamentul, tratament care presupune, într-adevăr, eu am spus mărturie. Deci a dat mărturie, a mărturisit. Părintele a fost, într-adevăr, adeptul acestei apologetici și a dat o mărturie extraordinar de puternică. Deci, cred că asta se cere de la noi, să înțelegem și apoi acest apostolat de care spunea părintele, a dat mărturie fără niciun fel de ezitare. Chiar nu aveți nicio întrebare? Înseamnă că am fost foarte clar. Deci, singurul lucru, în încheiere, anul viitor, după ce iese, până când iese cartea, deci din noiembrie, o să terminăm cu păcatele până la sfârșitul. Asta, lunea este ziua mea de catecheză, așa a hotărât părintele, paroh, și cu ceilalți slujitori. Și de obicei, acum sunt într-un cadru de a vorbi despre păcatele. În mod normal ar trebui să vorbesc despre virtuți, dar spunem, o luăm de la capăt, păcate, patim și virtuți, că noi virtuți, până ajung la virtute, mă rog. Și lucrăm la asta, dar asta va fi până la sfârșitul anului. După începutul anului, vă aștept să citiți cartea și începem pe baza cărții întâlniri. Iar după ce va ieși jertfă și răscumpărare, acolo vă dați teza de doctorat. Da. Adică veți studia lucrurile asta în afara întâlnirilor din cadrul conștiințelor, în cateheza obișnuită de luni seară, la care oricum mare parte de dumneavoastră sunteți participați. Și acum, următoarea întâlnire este aceasta. Da. Următoarea este fratele nostru Andrei, politicul neapolitic. Pe 25 a rămas? Da. Da. Pe 25 noiembrie. Bun. Facem o rugăciune. Okay.